Onorată asistență, stimate doamne și domni, bună ziua și bine ați venit! Astăzi marcăm cu toții Ziua Mondială a Asistenței Umanitare. Este o zi care aduce în prim plan eroii și eroinele din viața noastră de zi cu zi. Este vorba despre acei oameni care înfruntă pericole și obstacole pentru ca să poată să-i ajute pe alții. Este o ocazie minunată ca să punem în valoare sprijinul nostru și implicarea noastră comună și totodată reziliența femeilor care au pus mai presus de propriile lor nevoi, nevoile altora, dar și datoria morală de a se implica și de a ajuta atunci și acolo unde este nevoie de ele. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina are consecințe devastatoare asupra vieților, dar și asupra veniturilor fetelor și a femeilor din Ucraina, dar și din multe alte state. Dincolo de valul de refugiați, care are cote mai înalte decât în timpul celui de-al doilea război mondial, acest război aduce un regres semnificativ în ceea ce privește egalitatea de gen, respectarea drepturilor omului, accesul la bunuri și la servicii, bunăstare și siguranță, în special a femeilor. Doamnelor și domnilor, astăzi o să vă invităm să cunoașteți câteva femei învingătoare, femei luptătoare, care s-au refugiat din Ucraina și au venit aici, în Republica Moldova, care au reușit să ia viața în mâini, să pornească totul de la capăt și muncind să-și asigure un trai cât se poate de decent pentru ele și pentru copiii lor. Mai mult decât atât, aceste femei reușesc să se implice, să le ajute pe altele, pe alte refugiate, la fel ca ele, dar și să ofere suport comunităților din care acum fac parte. Totodată, astăzi aducem un omagiu miilor de femei din Republica Moldova, care în această perioadă nu au stat deoparte, care s-au implicat încă din primele ore de la declanșarea războiului, care au pus umărul la gestionarea acestei crize umanitare. Pe câteva dintre ele o să le invităm aici, în panelul nostru de discuții, ca să le cunoaștem istoriile. Vocea lor trebuie să fie auzită, pentru ca ele să inspire și alți oameni să se implice, să ofere donații, să ofere o vorbă bună, să facă voluntariat, să facă demersuri către autorități, pentru ca să fie gestionată corect și bine această criză umanitară prin care trecem. Susținerea UN Women în această perioadă a venit acolo unde a fost mai mare nevoie de ea și când a fost mai mult așteptată. Și în acest context vreau să-i ofer cuvântul doamnei Svetlana Andrieș, specialistă programe UN Women. Da, dați-mi voie să verific eu dacă... Bună ziua, mulțumesc mult, stimată doamnă secretară de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, stimată doamnă secretară de stat a Ministerului Afacerilor Interne, stimate doamne, stimați domni, reprezentanți ai autorităților publice centrale, locale, societate civilă, parteneri de dezvoltare, este o deosebită onoare și plăcere să vă avem astăzi alături de noi la acest dialog, pentru că ce ne-am propus astăzi, în afară de a celebra, sau mai bine zis, marca Ziua Mondială a Ajutorului Umanitar, vrem să avem o discuție cu dumneavoastră în ceea ce privește impactul războiului și criza refugiaților asupra Republicii Moldova, implicarea femeilor din Republica Moldova în sprijinul femeilor din Ucraina și nu doar, dar și ce putem face noi împreună ca și societate, ca și parteneri, ca și oameni care putem contribui la bunăstarea oamenilor care sunt acum alături de noi în Republica Moldova. Imediat după declanșarea războiului în Ucraina, organizațiile de și pentru femei s-au mobilizat, au fost prezente la frontieră și au deschis ușile
și-au întins mesele atunci când a fost nevoie să ofere suport. Probabil că pentru o bună durată de timp, această expresie de ajutor umanitar și importanța acestei zile capătă o conotație nouă în țara noastră. Este important să reflectăm de ce vrem ca astăzi să avem acest dialog și să auzim istoriile femeilor pentru a înțelege cât de multe s-au făcut, dar și probabil ce urmează încă să facem împreună, astfel ca să ne putem nu doar uni eforturile, dar și consolida posibilitățile și suportul pe care putem să-l oferim. Din partea UN Women, vă mulțumim că ați fost alături de noi ca și parteneri și partenere și contăm în continuare pe dumneavoastră să putem munci cot la cot într-o bunăstare femeilor, fetelor și băieților din Republica Moldova. Se cunoaște foarte bine și a menționat și Sorina, crizele afectează disproporționat femeile și copiii acestora. Este important să ținem cont de elementele de gen atunci când oferim suport, atunci când ne programăm resursele, intervențiile și programele. Iată, astăzi vrem să vedem exact cum egalitatea de gen este integrată atât în răspunsul la criza umanitară, dar și care sunt politicile care eventual urmează să le întreprindem, să le ajustăm sau să le îmbunătățim dacă este cazul. Mulțumesc mult! Doamna Andrieș, vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, instituția care în toată această perioadă a fost în prima linie și a răspuns demersurilor și necesităților 7 zile pe săptămână este Ministerul Muncii și Protecției Sociale și vreau să-i ofer acum cuvântul doamnei Felicia Bechtol, secretară de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vă mulțumesc foarte mult, stimate doamne, stimați domni. Vreau să mulțumesc mai întâi de toate organizațiilor internaționale, organizațiilor neguvernamentale, femeilor refugiate, femeilor noastre care și-au deschis ușile familiilor din Ucraina și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc femeilor din ministerul nostru, de la Agenția Națională pentru Asistență Socială, de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vreau să vă zic că am avut astăzi dimineață o zi emoționantă. M-am gândit ce să zic astăzi aici la acest cuvânt de salut și mi-am adus aminte de lucrurile pe care noi le-am făcut în lunile martie, aprilie, mai și în continuare le facem. Multe din noi am lucrat câte 60 de ore pe săptămână doar pentru criza refugiaților. Multe din noi s-au implicat foarte activ la aducerea ajutoarelor umanitare de peste hotare, scrierea scrisorilor către companii, avizarea ajutoarelor umanitare, verificarea cererilor de la centrele de plasament și de la primării. În acest timp am văzut femeile noastre care sunt primare în multe din localități, omenia lor, organizarea lor și cât de mult și-au pus sufletul la nume să ajute refugiații. De asemenea, multe din femeile noastre de la minister s-au implicat și la acordarea suportului și facilitarea necesităților pe care le au copiii refugiați, persoanele cu dizabilități. Și vreau încă o dată să le mulțumesc colegilor de la minister, colegilor de la Agenția Națională pentru Asistență Socială, pentru că ele au fost la prima linie de a afla aceste necesități. Să mulțumesc asistenților sociali care au lucrat zi și noapte în centrele de plasament. Și cred că acest eveniment este un eveniment important de a ne aminti și de a aprecia omenia, solidaritatea, profesionalismul de care dau dovadă colegii noștri de la minister, cât și cei de la organizațiile non-guvernamentale, organizațiile internaționale. Vreau să vă zic că am avut nopți când am stat la sediul UNHCR să coordonăm alimentația, să coordonăm tot ce ține de centrele de plasament și a fost o experiență unică.
dar în același timp foarte emoționantă. Cu multe din ele am plâns, cu multe din ele ne-am râs, cu multe din ele eram așa de obosite că ne gândim, uite, o să treacă acest val și vom avea și ceva timp ca un pic să ne amintim și să înțelegem prin ce am trecut. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Felicia Bechtold. Stimate doamne, vă mulțumesc pentru discursurile voastre și vă rog să luați loc în sală. Așadar, femeile trebuie să fie pe deplin implicate în implementarea, în gestionarea și în planificarea asistenței umanitare și a eforturilor de recuperare. Haideți să ne imaginăm cum ar fi fost gestionată această criză dacă pur și simplu am fi dat deoparte jumătate din populația Republicii Moldova, adică femeile. Mult prea puțin, dacă este să dăm o notă optimistă, destul de optimistă acestui răspuns. Iată de ce. Doar implicarea egală a femeilor și a bărbaților poate să ducă la răspunsuri eficiente pentru nevoile specifice fiecărei categorii, fie că este vorba de femei, de bărbați, de tinere, de tineri, de copii sau de persoane în vârste. Conducerea și vocea femeilor sunt esențiale în procesul umanitar. Și continuăm evenimentul nostru cu primul panel de discuții, iar acum le invit alături de mine pe protagonistele acestui panel. Este vorba despre Victoria Ignat, coordonatoare de programe UN Women. Victoria Ignat din 2014 deține diferite roluri și promovează activ implicarea femeilor în politică și în procese decizionale la toate nivelurile. Următoarea protagonistă este Maria Moldovean, care este ofițeră de presă la Poliția de Frontieră. Maria Moldovean a fost inspectoare în perioada în care s-a declanșat războiul și a primit acolo, la punctul de trecere de la Palanca, primul val de refugiați. Vorbim despre sprijin, să știți că este important ca oamenii să aibă nu doar lucruri esențiale materiale, ci și un sfat, o vorbă pe care să se bazeze. Și eu o invit aici pe Viorica Papuc-Pomană, care este psihologă la Centrul Internațional La Strada. Este persoana care cunoaște prețul plătit de refugiate pentru siguranța lor fizică. Și doamna Papuc mai este și gazdă pentru familii întregi de refugiați, dar o să cunoaștem această istorie pe parcurs. În toată această perioadă, în prima linie rămân primarii și primarele din diferite localități care au avut grijă nu doar să primească refugiații în comunitățile lor, dar au grijă, iată, de mai bine de 5 luni, de aproape 6 luni, să-i integreze în aceste comunități și să-i ajute să ducă o viață cât se poate de obișnuită alături de locuitori. Și vreau să le invit aici pe doamna Violeta Crudu, care este reprezentantă CALM, primară de Cruzești, în municipiul Chișinău, și pe doamna Lilia Brehova, primară din satul Gura Băcului, Alenii Noi. Și totodată vreau să o invit alături de noi pe doamna Svetlana Rusu, care este locuitoare a satului Boșcana, Creuleni, și este o bună gazdă pentru refugiați. Bine ați venit! Este o doamnă care ilustrează foarte bine sloganul "O țară mică cu o inimă mare". Și doamna Svetlana Rusu, vreau să pornim această discuție chiar cu dumneavoastră, pentru că știm că aveți 5 copii și fiind și însărcinată cu al 6-lea copil, ați primit în casa dumneavoastră mai mulți refugiați. I-ați adăpostit și le-ați oferit din resursele familiei. Le-ați oferit și lor ca să poată să trăiască și să treacă această perioadă stresantă și emoționantă din viața lor. De ce ați decis să faceți lucrul acesta? Colegi, vă rog frumos să ajutați cu microfoanele. Bună ziua la toată lumea! Când s-a început acest război, care pentru toată lumea e strașnic,
În acel moment vorbeam cu soțul că zic, hai să, cu toate că avem 5 copii, mă bucur că îi am, slavă Domnului, că sunt sănătoși și zic, de ce să nu facem o faptă bună? Și ne-am oferit ca să primim și noi, zic, dacă este nevoie, am vorbit cu doamna primară, zic, am anunțat, zic, dacă este nevoie cineva care să găzduim, noi suntem deschiși ca să-i primim și păi voi sunteți și mulți, zic, noi mulți, noi primim pe toată lumea. Deci mulți este loc și de mai da, mulți. Da, și de mai mulți. Și așa s-a adresat o familie și după care au mai întrebat, poate să mai vină? Zic, da, poate, primim cu toată marea plăcere, zic, ne-am pus noi în situația lor. Zic, atâta timp cât la noi este pace și liniște, trebuie să primim și să facem bine și pentru ceilalți. Dar la ce a trebuit să renunțați ca să poată să încapă toți alături de familia dumneavoastră numeroasă? N-am avut de ce ne renunța. Nu știu, adică... v-a rămas câte o cameră pentru toți copiii sau v-ați înghesuit un pic ca să încapă mai mult? Da, ne-am mai înghesuit, adică ca să facem să fie bine pentru toți. În total, câți refugiați ați primit în casa dumneavoastră? Șase. Și cine sunt ei? E vorba de mai multe familii, înțeleg. Da, erau două familii, dintre care era bunica, mama și nepoțica, sau cum? Mama, fiică și nepoată. Și la fel, două familii așa au fost. Cum au reacționat copiii dumneavoastră la asta? Copiii au fost foarte bucuroși. S-au gândit că de ce pot și ei să, adică când eram, mergea vorba că uite, trebuie așa. Una ce era problemă, că a zis că mama îmi pare rău că nu știu limba rusă bine. Să poată să, da, da, să comunice. Să mai bine. Dar fetița, având 15 ani, cunoaște engleza. Și adică ele cunoșteau engleza și vorbeau între ele în engleză. Le-ați dat în felul acesta un exemplu și o lecție despre bunătate și copiilor voștri, care când vor crește, probabil vor duce mai departe bunătatea asta și o vor răspândi. Dar ce au spus cei care au venit, oaspeții din casa dumneavoastră? Ce au spus? Au rămas uimiți, că au zis că având voi 5 copii, i-ați mai primit și pe alții în familia voastră. Zic că noi atâta timp, cum v-am mai spus, atâta timp cât avem pace și putem face lucrul acesta să fie bine și să primim pe cineva care au nevoie, într-adevăr, care sunt nevoiți ca să lese casele lor, cum vorbeam și cu ele, cu doamnele care au stat, că și-au renovat bucătăria, și-au trebuit să fugă. Le-au distrus casele, le-au... Și, adică, mulți au rămas uimiți de ceea ce am făcut, dar totodată sau chiar și rudele au zis că bravo vouă, că puteți. Că noi avem mai puțin copii și, adică, nu am primit la gazdă, nu ne-am gândit la așa ceva. Și asta. Doamna Rusu, vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru că ați venit aici, dar și pentru gestul frumos pe care l-ați făcut. Sunteți un adevărat exemplu de bunătate și de demnitate, de implicare în această perioadă. Haideți să vorbim cu Victoria Ignat, care este reprezentantă Ioan Umen, și vreau să ne spuneți dumneavoastră de ce este importantă implicarea femeilor în gestionarea crizelor. Cum ar fi crizele umanitare, de exemplu, dar și mai amplu, în general, în procesele de construire și de asigurare a păcii și a securității. Vă mulțumesc. În primul rând, sunt extrem de onorată să mă aflu astăzi printre asemenea doamne puternici, cu inima mare, care au făcut și continuă să facă lucruri foarte frumoase în țara noastră și pentru refugiații pe care îi găzduim. De ce este importantă implicarea femeilor în gestionarea crizelor? Păi crizele afectează diferit femeile și bărbații, de acolo să începem, fetele, băieții și în special
femeile și fetele, dar și băieții și fete din grupurile marginalizate, da? Dacă vorbim de minoritățile etnice, de persoanele cu dizabilități, acestea sunt mult mai vulnerabile la crize. Și atunci când vorbim de răspunsul la aceste crize, păi nu putem nici să ne gândim că femeile ar putea să fie excluse de la gândirea răspunsului la criză, de la elaborarea strategiilor de răspuns, a mecanismelor de livrare a ajutorului și a suportului umanitar, de la elaborarea programelor de susținere a persoanelor afectate de criză. Dacă vorbim mai amplu de domeniul de pace și securitate, conflictele, războaiele au un efect detrimental asupra întregii societăți, însă diferențiat pentru femei și bărbați. Este un cadru global și niște standarde globale care noi le numim Agenda Femeile, Pacea și Securitatea, care conștientizează acest impact diferențiat și îndeamnă guvernele, toți reprezentanții implicați într-un conflict sau altul, ca să asigure implicarea femeilor la toate procesele, atunci când vorbim de negocierea conflictelor. Ori avem un studiu în care se demonstrează foarte clar, în 2015 l-am realizat noi ca UN Women, că atunci când femeile participă la negocierile de pace, spre exemplu, atunci un acord de pace care este încheiat cu participarea femeilor are șansa să dureze cu 15 ani mai mult decât dacă acestea nu ar fi fost implicate. Aș vrea să vorbesc și despre rolul femeilor la prevenirea crizelor, pentru că o criză este, putem spune că bine gestionată atunci când este prevenită, și aportul și rolul femeilor în crearea coeziunii sociale, a armoniei intra- și intracomunitare este foarte important pentru a împiedica escaladarea conflictelor în unele de scară largă. Și atunci când conflictul, din păcate, se întâmplă, femeile iarăși trebuie să fie la masa de luare deciziilor când vorbim de reconstrucție, de recuperare, de protejare a victimelor, pentru că crizele nu sunt cu impact similar pentru toți. Dumneavoastră coordonați programe UN Women care țin de implicarea în politică și la nivel decizional înalt a femeilor. Spuneți-ne ce acțiune a întreprins organizația dumneavoastră UN Women în această perioadă și ce acțiuni urmează să fie luate pentru gestionarea acestei crize prin care trecem cu toții. Din primele zile, practic, de când a fost declanșat războiul și noi am început să recepționăm refugiați, am văzut că această criză se manifestă un pic diferit, poate decât în alte regiuni ale globului, și vedeți că multe din familiile noastre găsesc refugiați, comunitățile locale, administrațiile publice locale și alături de cele centrale au fost în prima linie de a gestiona criza refugiaților și am vrut să fim alături de ei. Am susținut atât refugiații și centrele la nivel național și local, dar am vrut să ajungem mai aproape, mai departe, să ajungem în familiile care găsesc refugiați și să scadem într-un fel presiunea asupra autorităților publice locale. Așa că ne-am canalizat efortul și am identificat împreună cu Congresul Autorităților Locale din Moldova acele localități care au o concentrație sporită de refugiați și am elaborat niște inițiative, niște proiecte de suport pentru aceste comunități. Am reușit să ajungem în circa 16 localități pentru început. 4 dintre ele sunt conduse de către femei, restul de către bărbați, și aici aș vrea să menționez, cum au spus și colegele, că este foarte important ca toți actorii care sunt implicați în răspunsul umanitar sau gestionarea crizelor, fie femei, fie bărbați, trebuie să demonstreze o sensibilitate sporită la dimensiunea de gen. Și pe asta am lucrat și vom continua să lucrăm alături de partenerii noștri. Ați văzut vreo diferență despre cum este gestionată această criză în localități conduse de femei și localități conduse de bărbați? Noi avem parte de localități campioane în egalitate de gen care sunt conduse atât de femei cât și de bărbați.
De asta este important ca să promovăm valorile autentice ale egalității de gen și să răspundem necesităților. Dar este foarte important să avem date dezagregate pe sexe, să vedem care sunt necesitățile femeilor și a bărbaților pentru a putea canaliza acest suport cât mai bine. După cum am spus, am susținut aceste 16 localități cu concentrații mari de refugiați și pentru etapa următoare vom elabora cel puțin 15 noi proiecte și inițiative locale în comunitățile care găzduiesc refugiați, dar le vom elabora în așa fel încât să atingem necesitățile de dezvoltare a localității, dar și necesitățile umanitare ale refugiaților și să promovăm și coeziunea și pacea socială. Asta ne dorim. Mersi. Da, eu vă mulțumesc pentru această discuție și acum o invit la discuție pe doamna Maria Moldovean. Dumneavoastră sunteți acum ofițeră de presă la Poliția de Frontieră, dar știm că în perioada în care s-a declanșat război erați inspectoare și ați fost detașată să munciți la cel mai aglomerat punct din țara asta, care era în acel moment punctul de trecere a frontierei de la Palanca. Atunci când valul de refugiați era uriaș, când oamenii veneau unii chiar pe jos cu bagajele, femei cu copii în brațe, cu copii de mână, cum ați simțit dumneavoastră tot acest val de refugiați, această schimbare? Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos pentru invitația la dialogul dat. Vreau să spun că criza refugiaților ne-a influențat foarte mult pe toți, atât moral, atât și psihologic. Când venea valul refugiaților, simțeam nevoia de datoria, în primul rând, de a susține oamenii și de a le acorda ajutorul necesar. La momentul dat, simțeam că cel mai mare ajutor al nostru, al polițiștilor de frontieră, este să facem un lucru cât mai calitativ și mai rapid pentru a le autoriza trecerea frontierei de stat. Multe ori au fost persoanele că nu aveau, din cauza grebii de a fugi din calea războiului, actele necesare. Le autorizam trecerea și în baza certificatelor de naștere, în baza buletinelor de identitate, în baza pașapoartelor chiar expirate. Au fost momente când s-au prezentat mami cu pruncii noi născuți, cu cărțile de naștere însă și cu certificatele de naștere de la maternitate, ca să mă înțelegeți corect. Dar știm că au venit și unii copii care nu aveau însoțitori. Că nu aveau acte, dar nu aveau însoțitori sau veneau cu oameni care sunt absolut străini pentru ei și nu puteau fi identificați decât din ce spuneau acești oameni despre copii, da? Pentru că au plecat foarte repede, ne reușind să-și ia acte și măcar strictul necesar. Cum procedați dumneavoastră în cazul acestor copii? În cadrul acestor copii, noi acordam o atenție majoră, cum s-ar spune, da? O atenție deosebită. Ducem comunicare, discuții cu copiii, da? Intervievam persoana să ne explice cum se cunosc, de unde se cunosc, din ce anturaj fac parte persoanele date, pentru a le autoriza iarăși trecerea frontierei de stat. Se discutau cu organele tutelare, unde se întocmea un act de primire, predare a copii, pentru a fi, adică copilul, în siguranță și pentru a nu cauza careva impedimente, nici nu știu cum să mă exprim ca să mă înțelegeți corect, pentru a se afla în siguranță. Dați-vă așa. Dincolo de statutul dumneavoastră de inspectoare, sunteți om, sunteți femeie, cum, din punct de vedere emoțional, ați trăit această criză și ce momente au fost care v-au marcat, pe care credeți că nu o să puteți să le uitați? Cel mai dureroase momente, cred că nici bărbații, nici femeile de la frontiera de stat nu s-au putut abține de la lacrimi. Dureros faptul când vezi că taică, însăși partea bărbătească, tatăl își petrece familia, neștiind unde, aducând la linia frontierii de stat copilul, soția, lăsându-i și întorcându-se
neștiind asta și mai vadă familia sau nu. Sunt momente dureroase, dar acordam însă și erau centre însă și organele de la IGB, da? Doamnele care acordau asistență socială, într-un fel, asistență psihologică, pentru a le menține într-un fel un echilibru moral-psihologic, pentru a putea depăși însă și starea asta emoționată, dureroasă. Asta. Cel mai mult m-a marcat iarăși faptul că însă și localnicii, persoanele de rând, s-au organizat și ajutau ce puteau, cu ce însă și chiar și cu traiul, cu transportul, că veneau la linia frontierei de stat și nu aveau cu ce se deplasau persoanele, era frig, afară ploaie, multe situații, adică noapte, timp de noapte însă și se prezentau doamne cu copii la sân, copii în cărucioare, de mânuță, plângeau. În momentele astea ne-am stăruit să ne organizăm și în cât mai scurt timp să le oferim gazdă. Știm că în perioada asta s-a dat dovadă de foarte multe omenie și am fost și eu o zi la Palanca și am văzut cum polițiștii de frontieră îmbrățișau acești copii cu o păturică dacă nu aveau suficiente pături pentru că erau atât de mulți, înveleau cu haina lor. Știu că oamenii din Palanca s-au mobilizat atât de tare și în fiecare casă, practic în fiecare casă erau oameni adăpostiți pe o noapte, pe două sau pe mai mult timp și nu doar atât, o țară întreagă era... Era un val atât de mare de voluntari acolo la Palanca, era aglomerație de voluntari care să vină să-și ofere din bunătatea lor acestor oameni. Dar știu că și dumneavoastră aveți doi copii și că în perioada asta lucrați nu atât cât este programul obișnuit, dar mult mai mult. Copii de 2 și de 3 ani. Da. I-ați văzut în perioada asta, reușeați să mergeți acasă? Deci sunt mama a doi copii cu care mă mândresc foarte mult. Cel mai mare copil are vârsta de 3 anișori, cel mai mic 2. Erau zile, nu că erau zile, practic de fie, în fiecare zi era trezirea la 4 dimineața, fiind locuitarea orașului Căușeni, adică nu eram, spun că cel mai aproape, trebuie ceva timp că să mă deplasez la serviciu până ajunge acolo. Deci trezirea era la 4 dimineața, la 5 ieșeam din casă, ca la întoarcere, iarăși, dacă nu erau careva situații însă și în punctul de trecere, mă întorceam la orele 11 seara, chiar pornit la 12, da? Îi lăsam dormind și veneam acasă iarăși și prindeam dormind. Îmi mulțumesc însă și am avut susținere din partea soțului, care nu m-a lăsat, m-a susținut și am făcut, adică, datoria mea ca om față de alte persoane, față de refugiați. Doamna Moldovean, eu vă mulțumesc pentru discuție și pentru ceea ce ați făcut pentru toți acești oameni și o invit să stăm de vorbă pe doamna Viorica Papuc-Pomană, care este psihologă la Centrul La Strada. Bună ziua! Doamna Papuc-Pomană, știm că dumneavoastră v-ați mutat chiar tot jobul acasă, pentru că la serviciu, acolo la Centrul La Strada, oferiți consiliere psihologică femeilor refugiate în perioada asta, în primul rând lor. Dar ați avut și acasă familii de refugiați. V-ați mutat jobul. De ce ați decis să faceți asta? Dați-mi voie să mă uit. Da, este. Nu s-a pus problema pentru familia noastră, deoarece primii refugiați erau chiar prietenii noștri foarte apropiați, pe care i-a luat soțul, i-a întâlnit mama și fiica de la Palanca. Următorii au fost prietenii prietenilor noștri, în total au fost 11 persoane, 10 femei și un băiețel. Era organizați așa trei generații, bunica, mama, copiii. Unii au stat 3 zile la noi, alții au stat mai mult de o lună și ulterior au plecat care și unde. Nu consider că mi-am schimbat job-ul, consider că am rămas om. L-ați adus acasă?
L-ați adus și acasă, asta voiam să zic. Nu știu, să știți că am avut parte de persoane foarte înțelegătoare care au venit acasă, deoarece eram implicată foarte mult și la job, au fost autonome și au gătit singure. Seara aveam discuții, încercam să le explic ce simt ele, prin ce trec, de ce simt ceea ce simt ele. Da. Dumneavoastră activați la, lucrați la telefonul de încredere, da? Vă sună femei și discutați cu ele la telefon despre problemele lor. Cât de multe apeluri aveți în această perioadă și dacă, nu știu, erau mai multe la început sau acum de la femei refugiate? Da, telefonul de încredere deja de mulți ani oferă suport, sprijin victimelor violenței în familie și odată cu criza umanitară deja suntem deschiși și pentru refugiați. Vedem o dinamică de creștere a apelurilor, da? Presupunem că au început să cunoască mai mult despre serviciul telefonului de încredere, despre asistența care o oferă. Și dacă inițial erau mai multe apeluri pentru necesități cotidiene, ajutor umanitar, servicii medicale, în timp avem și cazuri de violență în familie, cazuri de abuzuri sexuale care au telefonat la telefonul de încredere. Unele din ele le asistă echipa mobilă, ceea ce înseamnă psiholog și avocat, au mers în teritoriu, au asistat acele victime care au avut nevoie. Care sunt alte probleme cu care ele se confruntă, cele mai des întâlnite probleme ale refugiatelor? De ce sună ele cel mai des? De obicei sunt foarte dezorientate, da? Nu știu unde să apeleze, ce să facă, de unde să ia scutece, de unde să ia mâncare, unde să se adreseze la medic. Și consilierele telefonului de încredere oferă această informare. Sunt îngrijorate. Chiar dacă apelează pentru ajutor umanitar, noi înțelegem că, de fapt, în spatele acestuia este o îngrijorare și o anxietate și atunci psihologile telefonului de încredere oferă și suport psihologic, consiliere psihologică. Da, în cazurile unde a fost violență în familie, am fost informate despre ce ar putea face și deja au fost și asistate. Da, voiam să vă întreb dacă în timp s-au schimbat cumva problemele și solicitările lor, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, la început prioritar era cu ce să mănânci, cu ce să te îmbraci și unde să dormi. Acum? Da, acum deja refugiatele care ne telefonează au niște întrebări mai concrete, da? Deja au un acoperiș, copiii sunt hrăniți, ori au început să se simtă mai prost, spun că plâng mai des, de exemplu, nu pot dormi și aduc aminte cum au revenit în cum au venit în Moldova, sunt îngrijorate pentru familiile, casele care au rămas și atunci starea lor psihoemoțională, înțelegem că este una precară. Ori acum mai nou cineva din refugiate a apărut altă îngrijorare că femeile vor fi înrolate în armată. Și aceasta tot a fost o îngrijorare cu lacrimi și făcea griji pentru aceasta. Iată, dumneavoastră la centru le ajutați prin discuție, prin consiliere, printr-un sfat, prin simplul fapt că le ascultați. Dar cum putem noi cu toții, comunitatea, să ajutăm aceste femei să depășească problemele psihologice prin care trec?
comunitatea uneori este mai îngrijorată chiar decât refugiatele, pentru că ei au un scop de a supraviețui. Da, ori noi ca și grup care îi ajutăm trăim aceleași emoții și se înmulțesc pentru că le auzim de multe ori. Ce putem face? Cum putem să avem grijă noi în primul rând să apreciem că la noi este pace, da? Faptul că noi suntem în siguranță, faptul că suntem la casele noastre, ajutorul și suportul familiei, ceea ce au zis colegile mele de panel, este foarte important. Și atunci când noi suntem împreună, când ne susținem reciproc, când știm că nu suntem singuri, când suntem informați, știm unde să apelăm, este mai simplu de depășit aceste probleme. Doamna Papuc Pumană, eu vă mulțumesc și îi ofer cuvântul doamnei Violeta Crudu, reprezentantă CALM, primară din Cruzești. Da, bună ziua, onorată asistență. Noi, de fapt, primarii suntem, într-adevăr, în prima linie și am fost din momentul în care a început această teroare în țara vecină, ziua de 24 august, când Rusia a atacat Ucraina, și am asistat și asistăm și astăzi cu regret la un șir de atrocități care se întâmplă la vecinii noștri. Voi vorbi puțin despre felul în care s-a implicat CALM. Pentru cei care nu cunosc, CALM se descifrează ca și Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Este asociația în care sunt unite toate primăriile. Și puțin, la sfârșit, voi vorbi puțin din experiența mea în calitate de primară, dar și de persoană care a găzduit pe cineva dintre refugiați. Odată cu declanșarea războiului, CALM a instituit, cu suportul partenerilor de dezvoltare, unitatea de reacție și coordonare în contextul crizei refugiaților din Ucraina, pe care au numit-o celula de criză a CALM. Activitatea celulei de criză a CALM s-a axat pe câteva direcții. Prima a fost asigurarea și coordonarea procesului de comunicare între administrația publică locală, administrația publică centrală, între ONG-uri, parteneri de dezvoltare, dar și societate. Au fost organizate periodic ședințe, au fost delegați reprezentanții CALM în structura Centrului Unic de Gestionare a Crizelor. CALM, de asemenea, a participat la elaborarea și discutarea diverselor decizii și acte normative. De asemenea, la CALM, cu această ocazie, a fost instituit un call centru pentru administrația publică locală, pentru că așa se întâmplă că noi, de obicei, primarii, până să ajungem la instituțiile de stat, sunăm de cele mai multe ori la CALM. De obicei, prin acest call centru s-a asigurat un feedback pentru la apelurile din partea primarilor, a reprezentanților din primării. Au fost colectate informații care au fost ulterior diseminate către instituțiile centrale. De asemenea, CALM de cele mai multe ori este invitat să participe la expertiza juridică la nivel de legi, de hotărâri de guvern, tocmai pentru că deține informația din prima linie, direct de la primari. De asemenea, CALM a elaborat propuneri de ajustare a regulamentului pentru deschiderea centrelor pentru refugiați. Cei care sunt primari știu cât de mult s-a lucrat la acest regulament, cât de mult ne s-au solicitat ajustări la acest regulament. De asemenea, prin intermediul acestei celule au fost informate și instruite toate apeleurile care au apelat la serviciile CALM. Au fost elaborate și diseminate, de asemenea, ghiduri, instrucțiuni care au fost ulterior distribuite către noi, către primării. În contextul celor expuse, vreau să vă spun că UN Women a donat sau a oferit pentru celula de criză a CALM 100.000 de lei, pentru care vă mulțumim din numele CALM. De asemenea, UN Women împreună cu CALM au reușit să acorde un ajutor umanitar pentru 10 localități gazdă din 6 raioane, în sumă de 246.000 de lei.
de pe urma cărora au beneficiat 515 refugiați și refugiate. Iar până în mai 2023, CALM planifică, de fapt s-a și menționat deja, să susțină alte 15 comunități gazdă care vor implementa proiecte de integrare a refugiatelor, a refugiaților de fapt în comunitate, cu câte 100.000 de lei pentru fiecare localitate. Vă mulțumim și pentru acest suport. Vreau să vă spun că în calitate de primar am fost și eu în prima linie, la fel ca și toate colegele mele, dar cel mai interesant pentru mine a fost că eu am trăit și emoțiile și a unei persoane gazde, pentru că într-o zi m-am pomenit la primărie cu o doamnă din Ucraina, din Nicolaev, care era împreună cu fetița ei de 15 ani și, de fapt, șoferul încurcase localitatea și, în loc să le ducă probabil în altă localitate, le-au adus în Cruzești. Și eu am mers cu ele la câteva centre, după care am zis, de ce să nu iau aceste femei la mine acasă, mai ales că am și eu o fetiță de 15 ani și m-am gândit că ar fi bine. Și iată că împreună cu această femeie, care de fapt mai avea în localitate câțiva prieteni, după aia am aflat, am trăit una dintre cele mai mari frici pe care o poate trăi omul, frica de moarte. Pentru că zilnic ele își... Acum și o să-mi pădidească lacrimile, că eu sunt emotivă, deși par puternică. Zilnic, ele sunau, mama ei rămăsese acolo în Nicolaev, ele își sunau rudele, își lăsase sora, nora care avea un copil de 6 luni și vorbea prin niște semnale cu fiul ei, de 26 de ani, care era pe front. Și vă imaginați prin câte emoții trecea această femeie. Dar cel mai dureros, ca să anticipez o întrebare pe care probabil o să o pună Sorina, cel mai dureros și cel mai de neconceput a fost pentru mine să descoper că fratele ei, care era căsătorit cu, de asemenea cu ucraineancă și stabiliți în Rusia de mulți ani, n-au sunat măcar o dată, deci nu le-au scris măcar un mesaj, nici ei, nici mamei ei, măcar să le întrebe ce se întâmplă, știind că în Nicolaev totuși erau lupte și mai ales că și astăzi sunt. Nu știu dacă astăzi au mai contactat, dar asta pentru mine a fost absolut de neconceput. Astăzi, refugiații din localitate, apropo, eu îi știam practic pe toți din localitatea mea, mergeam la ei pentru că în momentul în care am reacționat și pe Facebook, foarte multă lume a reacționat, știți, pozitiv. Am avut prieteni de-ai mei, personali, din diferite țări din Europa care au trimis ajutoare, au trimis bani și mergeam cu asistenta socială și le repartizam. Și foarte mulți deja au plecat, au rămas câțiva la noi în localitate, foarte puțini s-au întors în Ucraina, majoritatea au plecat în Ucraina, în Europa. La fel a plecat și refugiata mea, dacă tot am vorbit despre ea. Acum sunt în Austria împreună cu fetița ei și mi-au zis că nu mai vor să se întoarcă în Nicolaev, deși aveau acolo și apartament, și serviciu, și fetița învăța la o școală, la un liceu undeva. Și probabil că ei sunt foarte mulți care nu se vor mai întoarce niciodată. Eu vreau să vă mulțumesc, eu în umăr, în primul rând, pentru că ne adunați pe noi, femeile primare, și ne încurajați. Aveți diverse programe care ne fac pe noi să mergem înainte, chiar dacă ne este și nouă foarte greu și vorbeam un pic mai devreme. Trecem și noi, femeile prin mare, prin multe greutăți, dar încercăm să depășim totul, pentru că, așa cum se zice, Dumnezeu pune pe umerii noștri atât cât putem duce. Succes tuturor! Vă mulțumesc, doamna Crudu, și, într-adevăr, exemplul dumneavoastră merită să fie urmat și de mulți alți primari. Vreau să întreb acum pe doamna Lilia Brehova, primară a satului Gura Bâcului. Presupun că și în localitatea dumneavoastră, ca în toate satele și orașele din Republica Moldova, au venit refugiați. Cum i-ați primit, cum i-ați cazat și ce servicii ați avut acolo în sat ca să le puteți să le puneți la dispoziție lor? Здравствуйте всем. Bună ziua tuturor. E un subiect foarte și foarte dificil. Eu am fost refugiată în 92, pentru că sunt din Bender. Și atunci Benderul tot era în război. Cineva zice conflict, eu zic că era război.
în gura băcului atunci a primit lovitura asta. Imediat, pe 24 februarie, noi am văzut imediat multe automobile, deoarece trecerea de la Cucurgan și direct să ajungem în Moldova era cel mai ușor prin satul nostru. Dar acum avem un post amal, de aceea erau puțin lucrători și automobilele erau înregistrate foarte lent și era atât de multe automobile încât locuitorii noștri, scuze, eu pur și simplu mi-amintesc luna februarie, războiul ăsta, începutul, cineva numește asta operațiune, care operațiune, dacă lumea pașnic trebuie să-și părăsească casele și să... E extrem de greu să-ți lași casa. Să-ți iei doar schimb de lenjerie, niște acte, niște bani și să pleci cu copiii, unde să pleci, în special când soțul, fratele, tatăl îți rămân acolo. E teribil, știți, toate vorbitoarele au spus, dar eu mi-aminteam toate lucrurile astea când la miezul nopții tot continua să meargă, pentru că cei din Ucraina care erau în automobile cereau cafea și apă. Ei nu puteau să mănânce, dar le era sete doar. Eu invitam în primărie doar pentru clădirea ei încălzită și asta era cea mai mare problema noastră de la 25 februarie. 132 de refugiați, dar să asigurăm încălzirea clădirii e foarte dificil și sunt încălzite doar odăile în care trăiești persoane. Dar nu avem lemne de foc. Mulțumim de la Calm, am primit, un om bun ne-a cumpărat 3 mașini de lemne de foc și ne le-a expediat. Telefonul meu era roșu de sunet, pentru că în 92 tot satul Gura Băcului era mușcat din satul Băcioc și atunci bărbații noștri, mai mult de 60, erau 65 de combatanți care au plecat în acțiuni militare, iar fiicele, copiii și soțiile au fost trimise în Țânțăreni, în Mereni, mai departe de zona de acțiuni militară. Și acum aceste femei, știți, undeva sunt în Italia, cineva în Franța, ele mă sunau și spuneau, știți, casa e închisă, dar găsiți cheile la cumătru, la doamnă, la... Am spus cu doamnă primar, lăsați familii, dacă sunt, să locuiască în casa mea. Și mulți refugiați au fost cazați în casele femeilor care cândva au fost forțați să plece peste hotare, dar ei le țin minte anul 92 și au oferit casele lor. Și până acum lumea trăiește în casele lor și sunt recunoscători. Și vreau să vă spun că o doamnă din Ucraina a spus că moldovenii sunteți așa de buni. Când, poate nu suntem chiar de buni, eu cred că nu suntem chiar, spune că eu nu cred că noi ucrainenii nu suntem atât de buni, pentru că la noi lumea știa unde locuiesc refugiați și le duceau compoturi, dulcețuri, cartofi, produse alimentare. Și aș vrea să spun tare mult, mare mulțumesc celor de la UN Women, pentru că noi am primit produse și produse de igienă de la Sens Social și de la Ministerul Muncii, dar seturile pe care fetele de la UN Women le-au gândit că ele vor fi atât de plăcute de primit acestor femei refugiate. Noi am primit 100 de seturi, o pijamană, un tricou, lingerie de corp, ciorapei, ciupici de odaie. Și când le ofeream fetelor acest cadou, și lucrurile astea sunt frumoase și plăcute, știți, fiecare femeie primește plăcere de la lucruri noi. Și acum... Și asta era de la femei solidare, care înțeleg că atunci când ești într-o casă străină, un cadou așa comod și frumos, e bun. Eu am o femeie care are 29 de ani și are 3 copii. Ea era
parcă era înghețată, 3-2 săptămâni. Avea ochii goi, noi aduceam mâncare, încercam să o liniștim, spuneam Anici că totul va fi bine. Și i-a apărut o lumină în ochi numai când a primit acest cadou. Atunci a zâmbit pentru prima dată. Și am spus că în sfârșit ai zâmbit și tu. Pentru că noi deja nu mai știam cum să procedăm cu ea, ce atenție să mai acordăm. Și ar vrea să spun că chiar și la bibliotecă ei vin. Noi am sărbătorit toate sărbătorile împreună, hramul satului, festivalul, Paștele, la Paște am fost la biserică împreună, pentru că aceeași credință o avem. Copiii refugiaților merg la cercul de arte de la noi, joacă fotbal. Noi i-am primit din tot inima. Știm că în localitatea dumneavoastră au venit refugiați de diferite etnii și foarte mulți romi, da, care mai greu s-au integrat în alte comunități, în schimb au rămas la dumneavoastră. Care a fost secretul că ați reușit acolo să-i primiți, să-i integrați și să rămână? Romul u nas 20... Avem 24 de persoane de etnie romă. Familia e în Sankt Petersburg, dar rudele lor din Arțiz și-au venit în satul nostru și am primit un apel de la stăpânul unei case și a spus că Lilia, lasă-i să intre, e un prieten apropiat. Mi-a spus unde să pornim apa și chestii. Ei erau 24 de oameni. Știți, 24 de guri de hrănit e mult. Și undeva, peste vreo 3-4 zile, cea mai importantă tânără sună și spune că, doamnă primar, noi nu avem de mâncare. Era ora 9 seara. Eu spun soțului, tot ce avem, le ducem lor. El nu a reacționat. A spus că dimineața nu s-a mai schimbat nimic noaptea. Eu îi sunt vecinii care are copii și, știți, inima de femeie nu te las să dormi când știi că sunt copii flămânzi. Și noi și încă o vecină am umplut un automobil și copiii ăștia ca niște furnicuțe. Toate compoturile, crem, vuș, biscuiți, tot ce am adunat. Și le-am dus. Și au petrecut mult timp la noi, după care au plecat, dar o parte au revenit. Și aș vrea să vă spun că în așa circumstanțe, cele mai bune emoții se manifestă în oameni. E păcat că se întâmplă așa, nimeni nu are nevoie de o astfel de situație, dar Moldova s-a manifestat ca țară care simte durerea altcuiva ca durerea sa proprie. Și vă zic, organizația UN Women, astea sunt femei care înțeleg ce este necesar altor femei care și-au lăsat casa și au trebuit să fugă. Pentru aceste istorie atât de emoționante și, stimate doamne, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru omenia cu care ați întâmpinat semenele noastre venite din Ucraina în această perioadă. Vă rog să luați loc în sală și vreau să o rog acum pe doamna Svetlana Andrieș, specialistă programe UN Women, să ne vorbească despre contribuția UN Women în această perioadă. Relatări de istorie emoționante despre cum se implică femeile, cum își aduc aportul, este un pic în plus această parte tehnică, dar vreau să o trecem foarte rapid în revistă, pentru că este o reflecție importantă și pentru noi,
Atunci când s-a declanșat războiul, ne-am mobilizat toți, atât ca și experți, reprezentanți de organizații internaționale, cât și ca și persoane individuale, în speranța și în dorința că va dura foarte puțin și să se va finisa rapid războiul. După aceea, când am înțeles că totuși este de durată atât războiul, cât și criza umanitară care se desfășura în Republica Moldova, am decis că trebuie să luăm atitudine și să vedem cum facem răspunsul la criză și la ajutorul pe care urma să-l oferim, atât sensibil la gen, cât și să integreze rolul tuturor partenerilor cu care conlucram sau cu care abia urma să lansăm anumite discuții și parteneriate. Aici avem un număr de scaune cu rotile, atâtea au existat la acea etapă în Republica Moldova și istoria acestor scaune cu rotile este foarte simplă. Noi ca și UN Women am mers de câteva ori la frontieră și ceea ce am văzut acolo a fost un management foarte eficient atât al frontierei de stat, cât și a trecerii acestei frontiere de către persoanele care intrau în Republica Moldova și unicul lucru care ne l-au cerut polițiștii de frontieră, în afară de bomboane pentru copii, au zis că este foarte necesar să vedem cum ne putem mobiliza să oferim scaune rulante sau aparate din astea care premergătoare, pentru că veneau foarte multă lume în vârstă, lume cu mobilitate redusă și persoane cu dizabilități. Chiar și cei care eventual aveau aceste aparate acasă, nu le mai aveau când ajungeau să treacă frontiera de stat. Am fost duminică, marți ne-am întors, polițiștii ne-au întrebat unde sunt scaunele. Și atunci, vineri ne-am întors cu scaunele rulante, cu premergătoarele, pentru că așa am simțit noi că trebuie să intervenim rapid cu ce era cel mai necesar la acea etapă. Nu mai era nevoie stringentă de produse alimentare și produse de igienă, pentru că acestea au început să fie oferite, dar scaunele încă urmau să ajungă. Au fost repartizate la majoritatea punctelor de frontieră unde era mai intensă trecerea. Avem un acord că aceste scaune ulterior crizei vor fi donate către Ministerul Sănătății, astfel ca ei să decidă unde sunt necesare, eventual în spitale. Așa cum a menționat și doamna Brehova, doamna primară, noi ca și UN Women, ca și ONU Femei, știm exact de ce poate avea nevoie o femeie atunci când fuge de război, când fuge din calea urgiei și foarte puțin se gândește la ea personal. Am decis printr-o intervenție dublă, zicem noi, consolidată, să oferim seturi de lingerie intimă pentru femeile refugiate. Aceste seturi au fost cumpărate de la producătorii noștri locali. Astfel am sprijinit atât business-ul cât și femeile care au ajuns în Republica Moldova. Pe lângă partea de politici și integrarea dimensiunii de gen în răspunsul la criza umanitară, este important să menționăm că constituenții UN Women sunt organizațiile de și pentru femei și în acel moment ne-am gândit că vocea femeilor trebuie să fie auzită și aceasta se realizează doar prin intermediul organizațiilor și platformelor care reprezintă aceste femei, astfel că ca și UN Women am intervenit cu crearea unui grup de lucru pe gender, Gender Task Force,
unde avem reprezentate organizațiile feministe, organizațiile membre a Coaliției Viață Fără Violență, a Platformei Egalității de Gen și acest grup îl și coordonăm împreună cu Platforma pentru Egalitate de Gen, împreună cu doamna Nina Luzinski. Și mai mult decât atât, pentru ca femeile și organizațiile de femei să aibă o voce egală în raport cu partenerii internaționali, cu partenerii de dezvoltare, am înțeles că este important să aibă acces la resurse, resurse financiare, în mod special. Am reușit să facem advocacy împreună cu oficiul nostru regional de la Istanbul și oficiul nostru din Ucraina, pentru ca un nou fond global să fie deschis în Republica Moldova. Vorbim de Fondul Global pentru Pace și Acțiuni Umanitare, Women, Peace and Security Fund, care și-a desfășurat deja câteva apeluri de propuneri de proiecte. Ultimul deadline a fost pe 15 august. Vreau să menționez că în cadrul acestui apel destinat pentru Ucraina și Republica Moldova mai există resurse. Vreau să vă invit să pregătiți aplicațiile de proiect ca să valorificăm întregul fond disponibil. Deseori vorbim că am face multe, dar nu avem bani. Iată, sunt situații când există și bani și nu sunt valorificați pe deplin. Deci vreau să vă încurajez încă o dată, apelul s-a finisat, dar noi îl vom redeschide. Aplicațiile de proiect sunt foarte simple, nu, în experiența noastră ca și UN Women Global, nu a mai existat o astfel de flexibilitate ca propunerile de proiect să fie într-un limbaj accesibil, formularul este unul destul de simplu și cerințele către organizații sunt la fel destul de legere, dar rugămintea și cel mai important este ca aceste propuneri de proiecte să fie în și pentru sprijinul răspunsului la criza umanitară, răspunsului la urmările războiului și în suportul femeilor care, din Ucraina, care și copiilor și familiilor acestora care sunt în Republica Moldova. Aici avem o poză de la evenimentul de semnare a câtorva dintre acordurile de parteneriat cu unele dintre organizațiile noastre. Grupul de lucru pe gender, avem reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, organizațiilor non-guvernamentale locale, naționale, internaționale, precum și a familiei ONU. Suntem prezenți cu suportul nostru în toată țara, primordial în localitățile cu un număr ridicat de refugiați. S-a vorbit astăzi, unicitatea acestei crize în Republica Moldova reprezintă faptul că mai mult de 90% dintre refugiați sunt plasați în familii, de aceea noi ca și UN Women toate intervențiile noastre le focusăm pe sprijinul sinergic atât a comunităților și familiilor gazdă, cât și a refugiatelor și familiilor acestora. Un alt element important este colectarea de date, date sensibile la gen. Am colectat prin intermediul unui chestionar resurse esențiale în ceea ce privește profilul persoanelor care sunt în Republica Moldova. Inițial am colectat în parteneriat cu OIME, Organizația Internațională pentru Migrație, date de la frontieră, la intrarea și la ieșirea din țară. După aceea am mers în centre, în familii, la telefoane, la prestatorii de servicii. Vrem să înțelegem exact care sunt necesitățile specifice ale persoanelor care au decis să rămână în Republica Moldova, pentru că avem un număr foarte mare de persoane relocate și refugiate care ne-au comunicat că până războiul nu se finisează, nu au de gând să plece în alte țări, vor să rămână aici. Pentru noi este important să înțelegem care este background-ul, profilul și cu ce vor să se ocupe mai departe în Republica Moldova, cum își pot încadra eventual copiii la studii, la creșe, astfel ca eventual femeile
să poată accesa locuri de muncă și care ar fi direcțiile acelor locuri de muncă. Am integrat foarte sinergic femeile din Ucraina în toate proiectele noastre în ceea ce țin de dezvoltarea afacerilor, cursurile de profesionalizare, cursurile IT, cursurile de digitalizare. Avem un număr destul de mare de aplicante și beneficiari și vreau prin intermediul dumneavoastră, atât a organizațiilor, cât și a primăriilor și a partenerilor noștri să comunicați eventual persoanelor care se adresează la dumneavoastră, că au nevoie fie de suport, fie de orientare, să ne apeleze atât pe noi cât și organizațiile noastre partenere, pentru că deja este posibil ca atât trainingurile, cât și intervențiile să fie oferite inclusiv în limba rusă, o bună parte dintre instruiri se oferă în rusă, unele încă se traduc, dar partea de networking, comunicare și schimb de experiențe și apartenență la comunitate este acel element cheie pe care noi l-am identificat, că femeile au nevoie de el pentru a-și recăpăta încrederea, pentru a avea cu cine comunica și a înțelege că rostul lor în viață continuă și au un rol primordial în atât răspunsul la criză, implicarea în luarea deciziilor, cât și în schimbarea la față a vieții, atât în comunități, cât și în țară. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție, vă mulțumim pentru parteneriat, pentru încrederea pe care ne-o acordați și contăm în continuare să mergem împreună cu dumneavoastră, cu sprijinul partenerilor noștri de dezvoltare, Guvernul Suediei, Uniunea Europeană, Guvernul Statelor Unite, Women, Peace and Humanitarian Fund, într-un sprijinul atât a refugiaților, cât și a Republicii Moldova per se. Mulțumesc! Doamna Andrieș. Așadar, doamnelor și domnilor, UN Women a oferit sprijin pentru circa 10.000 de femei și copii la centrele de cazare pentru refugiați, în strânsă cooperare cu ministerele relevante și cu organizațiile de femei. A fost oferită asistență de urgență sensibilă la gen prin parteneriatul strategic al UN Women cu organizații conduse de femei și care militează pentru drepturile femeilor, inclusiv prevenirea violenței în bază de gen și furnizarea serviciilor mobile la nivel comunitar. Începem acum panelul al doilea de discuții și vreau să o invit aici, alături de noi, pe secretara de stat la Ministerul de Interne, doamna Jeana Costache. Pe Nighina Azizov, coordonatare a programului Eliminarea violenței împotriva femeilor al UN Women. Și pe Tatiana Udrea, coordonatoare a programului de abilitare economică a femeilor al UN Women, care ne vor explica cum protejăm femeile refugiate de diferite forme ale violenței în bază de gen și cum putem să le ajutăm să se pună pe picioare prin abilitare economică, prin diferite acțiuni la acest nivel. Și totodată, pentru că ne-am propus să înțelegem mai bine perspectiva femeilor refugiate și așa cum vă spuneam la început, vrem să cunoaștem istoriile acelor învingătoare care au reușit să-și ia viața în mâini și să se descurce aici. O invit alături de noi pe Ana Afanasova, care este refugiată din Ucraina și este manageră de proiecte IT. Doamna Ana Afanasova. Da, vă invit alături de noi. Pe Tatiana, refugiată din regiunea Nicolaev, care este angajată Asociației Motivație din Moldova, care vine aici împreună cu fiica sa Lubov. Și pe Oxana, care vine din regiunea Odessa împreună cu fiica ei de 10 ani. Stimate doamne, bună ziua și bine ați venit! Da, este, da, Oxana, vă așteptăm.
Eu o să vorbesc în limba română, dar doamnele au căști pentru traducere, așa că o să le ascultăm în limba rusă pe domniile sale. Oksana, vreau să încep discuția cu dumneavoastră și vă rog să ne spuneți cum a fost tot acest drum pentru dumneavoastră, pentru că ați venit aici în scaun cu rotile. Cum ați reușit să faceți și cu un copil de 10 ani? Cum ați făcut acest drum? Care au fost problemele pe care le-ați întâmpinat pe parcurs și cele cu care vă confruntați aici? Здравствуйте всем. Bună ziua tuturor. Bine, copilul, întâi de copilul copil. El era pe locul întâi. L-am apucat-o și am mers încolo unde nu se aud alarme. Scuze, sunt emoționată. Și da, întâi de toate, copilul era prim plan, pentru că accesibilitatea lasă de dorit aici, pentru că dacă într-un troleu mai pot intra, mai departe, peste tot sunt morduri și accesibilitatea e scăzută. Am emoții și îmi vine greu să-mi adun gândurile. Întâi de toate, nu m-am gândit. Bine, sunam în Moldova, dar nu știam încotro, la cine să ne adresăm, pentru că oriunde sunam, nu mai erau locuri. Eu am venit aici pe 6 martie. Deci aici deja era primul val, se întâmpla, deja era foarte multă lume și eu, fiind utilizator de cărciuri cu rotile, scaun cu rotile, mă gândeam unde aș putea fi cadat. Eram cu sora mea și ea tot avea copil mai mare un pic. Noi am venit fără să știm, adică orbește am venit cumva. Cine vă susține ca să vă descurcați într-un oraș care este destul de străin pentru dumneavoastră? Где вы сейчас живете, с кем и кто вам... Acum, ziceam, atunci când am venit în Moldova, ne-au oferit la complex sportiv cât ne-am găsit, 3 zile cât mi-am găsit loc, a stat la complex sportiv. Apoi doamna Ana, în Costești, mi-a găsit un azil de bătrâni și noi am fost cazați acolo, dar de nou, e vorba de accesibilitate, era etajul 2, fără ascensor. Să urc, să cobor, era tare dificil. Deci, din nou, căutăm, din nou, Moldova m-a ajutat să găsesc unde încotro să merg. Din fericire am găsit, acum eu mă aflu la centrul Fides, pe strada Mușatinilor. E un centru excelent, totul este minunat. Dar, din nou, bine, are ascensor și pot ieși și intra acolo. Știu că fiica dumneavoastră este elevă, are, având 10 ani și studiază în... Fica dumneavoastră studiază online în Ucraina. Vașa doci ucița online în școli în Ucraina. Cum îi merge ei acest proces? Întâi de toate, noi am avut COVID și deja ne-am adaptat un pic și când, respectiv, când am venit aici, deja, da, era un pic mai dificil, dar ne-am isprăvit. Da, din nou, am rugat să avem un computer, pentru că telefonul e cam vechi și nu era chiar comod. De aceea mi-au găsit la Costești când eram... Mi-am găsit un computer și, respectiv, când am trecut la acest centru, la Fides, fetele m-au ajutat și mi-au găsit un computer și copilul am învățat online. Da, ne-am străduit și acum va începe clasa a 5-a. Asta e tot o întrebare, cum va funcționa asta, pentru că ne vom ciocni din nou cu asta. De aici, din Republica Moldova?
Если вы не хотите, чтобы она училась здесь, в Молдове, в школе. Doriți să veți aici? Bine. Eu pur și simplu nu știu, pentru că dacă aș ști exact că rămân aici pe un an, că am un spațiu de trai stabil, aș fi decis concret că copilul, într-adevăr, să meargă la școală aici, aș fi organizat să meargă aici. Dar așa cum totul e sub semn de întrebare, că nu știm ce va fi mâine, ce va fi peste o lună, am decis să nu deranjez pe nimeni și să rămân în online o lună, două, adică nu știm cât timp vom mai putea sta aici. La fel și la centru, nu știm cum va fi prelungită la ei, prelungit la ei programul. Ani trăiți aici și știm că sunteți croitoreasă de profesie. Din alte surse. Croitoreasă de profesie și vreau să vă întreb dacă ați încercat să vă găsiți aici un loc de muncă. Cu ce vă ocupați și din ce vă întrețineți? Eu aș putea lucra, dar acum din cauza stării sănătății nu pot să stau pe șezute atâta timp. Mult timp nu pot și cea mai mare parte a timpului o dedic copilului. Nu am decât putere să mi-ajut copilul cu temele, să mă ocup de toate alte treburile casnice, ca orice altă casnică. Zic, parcă aș fi o casnică și eu de profesie. Da, a fost o perioadă când am cusut, dar la momentul actual nu mai pot să fac atât de bine profesia de croitoreasă. Împreună peste această situație complicată, împreună cu fiica dumneavoastră, să fie pace și să vă întoarceți cât mai curând acasă. Păi, sigur. Și acum vreau să o întreb pe Tatiana. Tatiana vine dintr-un sat din regiunea Nicolaev, care a fost ținta atacurilor rachetelor ruse și a fost intens bombardat. Îmi povesteați aici, înainte de eveniment, că nimeni nu a mai rămas în localitatea dumneavoastră, că practic nu este nimeni acolo, toată lumea a plecat. Iar dumneavoastră sunteți, de fapt, originară din Republica Moldova și vreau să vă întreb cum ați ajuns în Ucraina să locuiți, de fapt, la Nicolaev. Acum 20 de ani m-am întâlnit cu un tânăr din Ucraina, m-am căsătorit și m-am mutat cu traiul în Ucraina. Și da, o poveste, din păcate, atât de tristă v-a făcut să vă întoarceți aici, la Chișinău. Da. Война заставила вернуться. Da, războiul m-a făcut să revin în Moldova. Aici aveam apartament, aici sunt rădăcinile mele, acolo locuiește în acel apartament familia surorii mele. Ei au plecat să lucreze peste hotare. Asta a plecat în Polonia, da? Povestiți-mi de ce s-a întâmplat că dumneavoastră ați venit în Moldova, fiica în Polonia, și cum v-ați reîntâlnit aici? Noi locuiam în diferite părți ale Ucrainei, eu în raionul Mikolaev, în sat, ea studia în primul an de universitate, facultate Harkov. 12 zile au locuit în subsol, datorită voluntarilor a putut să fie în Lvov, pardon, era în Lvov, nu în Harkov. Și acolo a reușit să fugă de acolo, apoi a locuit cu prieteni în Polonia, după care a venit în Moldova, unde eram eu. Mie mi este mai liniștit pe suflet. Aveam ochii plini de lacrimi, aveam o lacrimi de bucurie. Împreună cu mama dumneavoastră, care este în vârstă și se deplasează destul de greu, cum a fost? Da. Așa este, am luat-o pe mama cu mine. Dar și din cauza mamei am plecat pe 22 martie. Poate să fi fost singură, poate aș fi mai fi rămas ceva timp. Dar până la urmă pare bine că am plecat. Сейчас acum
M-am angajat, lucrez cu Asociația Motivație, colectivul este unul formidabil și directorul este aici, a venit să mă susțină. Astăzi m-au primit cu brațele deschise. Deja un salariu, adică nu mai faceți voluntariat, aveți un salariu și asta vă permite da. Să vă întrețineți aici. Ce fel de muncă prestați la modul practic? Da, da. Eu sunt asistent, eu sunt persoanele refugiate, facem cumpărături pentru persoane refugiate, uneori le distribuim la casele oamenilor dacă nu pot veni. Călătorim în afara orașului, în sate, admir Moldova, toate dealurile sale, câmpiile sale, verde și frumos. Conaționalii dumneavoastră care au venit aici, dar știm că și fiica dumneavoastră, Lubov, la fel face voluntariat și vă rog să-i transmiteți microfonul ca să ne povestească. Lubov, să ne povestești ce faci tu. Lucrez în calitate de voluntar, ajutăm ucraineni. Avem doar voluntari ucraineni, gratuit facem sarcini. Eu dau produse, ajut oamenii să-și aleagă haine, cei care au nevoie și de haine, deci ajut să le dau haine, ajut cu asta. Ți-ai găsit și ai început să faci și niște studii aici ca să ai o meserie, să poți să muncești, să te integrezi. Da, eu am intrat la cursuri gratuite de patiser, învăț timp de o lună deja. Îmi place foarte mult, am învățat multe lucruri noi. În acest domeniu pot să fac torturi, tarte și altele. Și vreau să continui. La Harkov, tu studiezi medicină veterinară. Eu continui studiile mele în Harkov ca veterinar, dar vreau să mai pot să fac ceva, adică această experiență nu mă va strica. Pentru tine, în Harkov acum nu ai cum să te întorci, nimeni nu știe când o să poată să fie posibil acest lucru. Ai de gând să îți continui studiile poate aici în Republica Moldova? Nu am intenția să rămân în Moldova. Aș zice că nu este stabil. Nu știi și cum ar putea să fie necesar iar să pleci. Eu aș vrea să revin în Ucraina să-mi continui studiile când va fi posibil, dar universitatea noastră a fost bombardată. În Harkov, la momentul actual, nu e posibil de învățat. Noi așteptăm o instrucțiune de la decanatul nostru să ne spună unde trebuie să ne continuăm studiile și când va fi posibil, mă voi duce înapoi în Ucraina. Sunt foarte mari la vârsta ta în cazul femeilor care ajung în această situație și sunt nevoite să se mute cu traiul dintr-o țară în alta, iar mai ales că tu ai trecut și printr-o a treia țară. Spune-mi, te rog, dacă în toată această călătorie, în tot acest drum, te-ai simțit vreodată discriminată sau mai ales te-ai simțit în nesiguranță sau supus anumitor riscuri? Nu am simțit discriminare. Oriunde m-am aflat, au fost oameni care să mă ajute. Eu solicitam ajutor, ajutam altora, le răspundeam când mă întrebau. Pur și simplu, am avut noroc să întâlnesc oameni buni care au răspuns, care ne-au ajutat. Sunt foarte recunoscătoare rudelor, bărbatului care m-a luat din Polonia, m-a dus 3 zile în drum gratuit, am dormit pe drum, ajuns în siguranță. Întâlnești în cale oameni buni. Mulțumesc, Lubov, mulțumesc, Tatiana. Da. Totuși, femeile și fetele se pot confrunta cu un risc sporit de violență în bază de gen în timpul unui conflict armat și a strămutării forțate. Studiile în domeniu arată că violul și hărțuirea sexuală sunt cel mai des întâlnite forme de violență comisă față de refugiate. Și vreau să o întreb pe Nighina Azizov, care este coordonatoare a unui program privind prevenirea violenței. Cum este situația în Moldova la acest capitol și cum abordează Ion Umen această problemă acum, în perioada crizei umanitare?
Violența în bază de gen este o încălcare gravă a drepturilor omului și, ținând cont de acest lucru, în situații de război sau de conflict, violul devine o armă de război. Sigur că statisticile, dar și la nivel mondial, dar și la nivel regional, arată că această încălcare a drepturilor omului, și ne referim în special la fete și femei, este invizibilă deseori. Din acest considerent, este foarte greu de identificat și de documentat. ONU lucrează foarte activ în această direcție și vreau să dau doar câteva cifre la nivel global, ca ulterior să trecem la nivelul nostru și să discutăm mai larg despre ce facem noi ca UN Women împreună cu Guvernul Republicii Moldova și cu ONG-urile și grupurile de inițiativă care lucrează în acest domeniu. La moment se atestă o creștere cu 800 de cazuri raportate, documentate la nivel, mondial a violurilor și crimelor ce țin de situații de conflict și de război. Este o creștere foarte mare, ținând cont de statisticile din anii precedenți. La fel, de când a început conflictul armat, și aici vorbim despre anul 2014, între Federația Rusă și Ucraina, când Federația Rusă a atacat Ucraina, avem documentate 108 cazuri raportate de către înaltul oficial al drepturilor omului și 23 de cazuri documentate. Deci vorbim de cazuri raportate în perioada de 3 ani. Sigur că aceste cazuri sunt foarte puține în comparație cu ceea ce se întâmplă în realitate, iar femeile și fetele nu raportează deoarece vorbim despre o frică, în primul rând, și o rușine, inclusiv stigmatizare. Și aici vorbim despre stigmatizare nu doar din partea localnicilor sau persoanelor care ne înconjoară, dar vorbim și despre rude, prieteni, care deseori cumva încurajează tăcerea. Ce ține de Republica Moldova, noi, în parteneriat cu ONG-urile care lucrează în acest domeniu, am lansat două inițiative care vin să prevină și să combată violența în bază de gen, în special cu referire la femeile și fetele refugiate. Când vorbim de prevenire, vorbim nu doar despre servicii specializate, dar vorbim și despre servicii de informare. Deci femeile și fetele trebuie să cunoască care sunt instrumentele naționale la care pot apela pentru a primi un ajutor. Colegii de la La Strada, în cadrul proiectului comun, au identificat și au asistat 5 cazuri de violență în bază de gen. Cu siguranță aceste cazuri sunt cu mult mai multe, dar capacitatea statului este, în primul rând, de a asigura protecție și reabilitare. Când vorbim despre documentare, este destul de complicat și este încă o provocare la care se lucrează împreună cu partenerii și poate aici ne va vorbi și doamna Costache, probabil. În contextul menționat, vroiam să spun că campania care a fost lansată în parteneriat cu La Strada, o campanie de informare despre instrumentele de raportare a violului, dar și despre pericolele acestuia și care sunt semnele, de fapt, a violenței în bază de gen și cu precădere când vorbim despre violență sexuală sau agresiunile sexuale. Menționez că peste 2 milioane de cetățeni au văzut acel video dezvoltat în 3 limbi. Și datorită acestei campanii de informare, tot mai multe persoane au început să discute despre aceste lucruri. La fel, au fost instruiți și prestatori de servicii, dar și comunitatea largă în procesul de identificare a cazurilor. S-a lucrat foarte mult și se lucrează în continuare cu femeile refugiate pentru a le informa despre pericolele ascunse. Și
Desigur, când vorbim despre acest fenomen, vorbim despre răspunsul național al statului și în acest context vreau să menționez că în parteneriat cu ministerele relevante, UN Women dezvoltă și un serviciu specializat pentru victimele violenței sexuale, primul de acest tip în Republica Moldova, în raionul Ungheni. De asemenea, în parteneriat cu ministerele relevante am aprobat și acum este în plină implementare mecanismul intersectorial de răspuns la cazurile de violență care vine cu o abordare holistică vis-a-vis de aceste cazuri. Important este ca cetățenii să cunoască, dar și femeile și fetele refugiate, inclusiv bărbații, fiindcă statisticile arată că și bărbații în perioade de război și sunt câteva cazuri documentate și băieții sunt supuși violului din partea agresorilor. Ceea ce este important, vorbim despre acest răspuns coordonat holistic și în esență ne referim în mare parte la înțelegerea acestui fenomen. Totodată vreau să menționez că pe lângă procesele de informare, dar și de pregătirea specialiștilor în acest domeniu, un element important este și modificarea legislației. Guvernul a aprobat recent pachetul 2 a unui draft de lege care prevede modificări esențiale și foarte critice ce țin de violența sexuală, prioritar și de alte forme a violenței, în special ce ține de modificarea codului penal, definirea și redefinirea consimțământului. Deci toate aceste mecanisme vin în ajutor nu doar pentru Republica Moldova și pentru cetățenii acestei țări, pentru femeile, fetele, băieții, bărbații care sunt potențiale victime a violenței, dar și pentru femeile strămutate, da, care se află pe teritoriul acestei țări. Și ceea ce mi-a scăpat vreau să menționez la final este că toate femeile refugiate și fetele care vin în Republica Moldova pot beneficia de serviciile existente în această țară și în acest sens lucrăm inclusiv cu administrațiile publice locale, pe dimensiunea echipelor mobile, cu asistenții sociale, reprezentanții poliției, ca să informăm că aceste servicii sunt disponibile pentru toate femeile care au nevoie de aceste servicii și, precum am menționat, este vorba despre servicii psihologice, servicii sociale, servicii de sănătate, servicii esențiale care sunt critice în a asigura un suport, dar și o reabilitare temeinică pentru acele femei care au trecut printr-o formă de violență. Mulțumesc foarte mult, Nighina, și în același context vreau să o întreb și pe doamna Jana Costache, secretară de stat la Ministerul de Interne. Știm cu toții că femeile pot să fie victime ale violenței sexuale și nu doar a acestui tip de violență, atât în localitățile din care pleacă cuprinse de război, dar și aici, în centrele de adăpostire sau în comunitățile în care se integrează. În acest context, care sunt pașii de urmat ai autorităților și ce urmează să se întreprindă pentru asigurarea securității acestor femei și pentru integrarea lor? Bună ziua, dragi femei, că suntem femei. Bună ziua, Sorina. Cu permisiunea dumneavoastră, las întrebarea deschisă, Sorina. Am acceptat exprompt să facem un schimb de părere aici. Of, dacă ar fi numai violența pe toată agenda ce înseamnă sau care include gestiunea crizei. Numele meu este într-adevăr Jana Costache, confirm. Într-adevăr sunt de la Ministerul Afacerilor Interne, dar și mai adevărat este că sunt femeia care am stat în spatele acestei crize, pentru că coordonez în minister două domenii, migrația și frontiera. Dacă aș putea da drumul, dacă aș putea întoarce timpul înapoi și dacă aș fi știut
ca și femeie care nu sunt cu epoleți, sunt din societate civilă, nu sunt militar și niciodată nu am fost, am un background foarte tare conectat pe human rights, dar niciodată n-am gestionat situații de criză. Dacă aș fi putut da timpul înapoi și aș fi pus iarăși în fața aceiași alegeri, faci sau nu faci asta, sigur că m-aș fi gândit de 10 ori mai mult. Și probabil că aș fi spus, da, o femeie gestionează nu mai prost decât un bărbat o situație de criză, nu doar umanitară, dar și de securitate. Și asta e dimensiunea pe care o aducem noi, ca și Ministerul Afacerilor Interne, în aceste discuții, o criză de securitate pe care trebuie să o gestionezi astfel încât oamenii care locuiesc pe acest pământ și oamenii care se salvează de orgie venind pe acest pământ să poată conviețui pașnic, împărți pâinea, sarea, vederile frumoase într-un format civilizat, iar cei care și pe de o parte și de pe cealaltă au intenția să utilizeze această stare de criză pentru a perturba ordinea și liniștea publică, iarăși responsabilitatea Ministerului să fie identificat, inclusiv cei care, Sorina, vor utiliza această stare de vulnerabilitate și vor utiliza persoanele vulnerabile sau foarte vulnerabile în anumite scopuri. În timp ce vă ascultam acum, m-am și uitat în calendar. Eu, ca și secretar de stat responsabil de aceste segmente, probabil intuitiv m-am întrebat, dar ce fac eu în cazul în care un număr foarte mare de persoane se aglomerează la granița noastră, fie în Palanca, atunci luam în calcul, știind că cu același număr de oameni, cu același buget, trebuie să mobilizez o capacitate, să răspundem la o solicitare, așa cum aș vorbit colega mea, de 10 sau de 20, sau cum a arătat situația, de 30 ori mai mare decât în regim normal de lucru. Astfel a început căutarea a ceea ce ulterior s-a numit program de contingență. Nu o să mă credeți, deci în data de, cred că 17 sau 18 februarie, fără habar că vine 24, am urcat cu colegul meu de la Inspectoratul General pentru Stații Urgențe, domnul Oprea, și am ieșit în Palanca, în razvedcă, în cercetare, fiind absolut pornit de intuiția care îmi spunea că în cazul în care un om fuge să se salveze, de ce ar avea nevoie în primul rând? Ar avea nevoie de siguranță imediată, necondiționată, care nu e subiect de negociere, dreptul de a intra și a rămâne pe un teritoriu în care nu se împușcă. Corect? Deci asta era ceea ce trebuia să asigurăm noi imediat. Astfel a apărut ideea că ar trebui să avem un orășel pe care dumneavoastră l-ați arătat aici, orășelul de la Palanca. În birou, fiind orășelul de la Palanca, din corturi, nouă ni s-a arătat cu tot un alt parte decât ceea ce vedeți dumneavoastră acum, stadionul. Abia când am ajuns în Palanca și am încercat să vizualizăm nimeni dintre noi orășel pentru recepționarea refugiaților, din experiența profesională, n-am mai făcut. Deci acest orășel din Palanca l-am desenat efectiv într-o zi în zori pe la 4 dimineață, când nu mă prindea somnul, tot gândindu-mă, Dumnezeule, ce fac? Și mi-am dat seama că într-un orășel de recepție a refugiaților trebuie să fim prezenți cu toții, și asistentul social, și ofițerul de la Biroul Migrației și Azil,
și serviciu de asistență medicală. Habar nu, eu efectiv mă gândeam că pot intra persoane rănite și totodată trebuie hrănită o lumea care a intrat. Noi nu știam, noi nu puteam să ne imaginăm cine va intra în palanca. Sincer, în data de 19, nici nu credeam că asta se va întâmpla. Noi dar pregăteam virtual capacitatea noastră ca și Ministerul Afacerilor Interne să răspundem. Și în același timp ați primit un răspuns rapid din partea întregii societăți? Asta s-a întâmplat mai târziu. Deci în data de 24 dimineață, noi ne-am făcut și un plan de contingență, este adevărat, deci noi teoretic vorbind eram pregătiți, știam exact câte corturi puteam amplasa, știam exact câte numere de ore putem solicita colegilor noștri să nu-și vadă copiii, în câte ture putem lucra, deci toate calculele aveam. Ce n-am știut noi? Noi n-am știut profilul de care spunea mai devreme Svetlana. Noi nu am știut profilul refugiaților care vom intra. Noi nu am știut că noi vom vorbi despre asemenea profil. Noi nu am știut că vom vorbi despre asemenea profil. Și altul care nu este aici, mămici foarte tinere, cu copii sugari, doar unghios de nași în spate și cu cățelul sau psica. Ca să înțelegem cum să ajustăm serviciile noastre, eu practic peste zi eram în palanca. Eu abia într-a două săptămâni am învățat să stăpânesc emoțiile. Eu habar n-aveam ce să fac cu... Am văzut, pentru prima oară am înțeles ce înseamnă empatia în serviciu de forță pe care îl aduce o femeie. Eu am văzut cu proprii ochi de ce în toate țările civilizate avem atât de multe femei cu epoleți care lucrează în serviciile de forță. Eu am văzut ce înseamnă să fii femeie cu epoleți și psiholog și cum să abordezi problema persoanelor care intră în... Asta a fost în primele zile. Mulțumim la ora actuală și mereu vă mulțumim comunității, oamenilor, că asta a fost cea de-a doua provocare pe care noi ca și poliția și ca și Ministerul Afacerilor Interne nu am luat-o în calcul, dar trebuia poate empatia pe care a demonstrat-o toată lumea. Orice înseamnă asta din punct de vedere a gestiunii crizei. Pe de o parte, trebuie să asiguri fluidizarea persoanelor care intră pe teritoriu și da, este adevărat, să te gândești să le dai un ceai și să chemi organizațiile neguvernamentale. Să te gândești până în seară ninge, că eram toți cu ochii pe termometru. Ce facem dacă seara e minus 10 grade și avem în vamă 3, 4, 5, 10 mii de femei cu copii? Să cerem imediat la UNHCR păturele, să învățăm toți să distribuim păturele. Ce facem cu situația în care mamele sunt cu copii sugari și trebuie să le schimbe pampersul și rândul este cât lumea? Nu este mandatul unui polițist. În mod normal, este un mandat a unui polițist care lucrează în situație de criză. Empatia, capacitatea de a vedea în suferința omului propria suferință, e ceea ce s-a întâmplat cu toată comunitatea. Cei cu epoleți și cei fără epoleți. Dincolo de punctul de trecere frontierii, dincolo de bariera la palanca pe care toți o știți, eram responsabili să gestionăm șiruri de sute și sute de mașini și autocare care veneau să preia refugiații. Crizele vin și apogeurile sunt atunci când ai un număr foarte mare de cetățeni în vamă și în punctele de trecere a frontierei și împreună cu colegii din serviciu vamal, sarcina noastră a fost să putem fluidiza acest număr imens de oameni și cred că am reușit. Sarcina 2 era să asigurăm un prim ajutor în 72 de ore prin centru de la Palanca pe care îl ținem și acum, cred că am reușit. Lucru 3,
ce iarăși n-am știut și am văzut asta în câteva zile, că noi vom fi, am fost, suntem și probabil vom fi ca și pământ, pământ de tranzit. Suntem popasul, suntem gura de aer, apă, locul în care o femeie, o femeie are un loc unde poate să-și schimbe pijamala, poate să schimbe pampersul la copil, poate să găsească pachetele igienice pentru ea, și asta am fost noi. Deci, asta ce însemna? Asta însemna că trebuie să avem în vedere și următorul lucru. Călătorul care e în popas la drum se gândește și a trebuit să ne gândim la o gară improvizată în palanca, care n-a fost în planul nostru, n-am avut habar că asta se va întâmpla. Deci, gara improvizată în palanca, unde am putut să oferim popasul în centru de criză, în centru de recepție, cel 72 de ore din palanca, la bucătăria, palivaia cuhnea, cum am zis noi, mâncăm un borș, dormim un pic și a doua zi, dacă dorim să plecăm mai departe, autocarele sunt puse la dispoziție. De ce? Situația cazului când Lubov veni la mama este una. Noi am avut și avem multiple situații când mama din Moldova s-a dus în Polonia și nu avea răbdare să ajungă. Mulțumim foarte mult organizațiilor internaționale, fără prezența lor, vă mărturisesc că Ministerul Afacerilor Interne nu ar fi făcut față. Noi suntem autoritatea competentă pentru străini. În mod normal, tot ce fac astăzi organizațiile internaționale, colegii noștri din alte ministerii, a vorbit mai devreme secretara de stat în Ministerului Muncii, pe timp de pace, le face doar Ministerul Afacerilor Interne. Noi suntem cei care cazăm străinii, noi suntem cei care oferim un statut, noi pe timp de război și criză. Mulțumim până la infinit colegilor că s-au implicat și ne-au dat nouă răgaz ca și Ministerul Afacerilor Interne să ne mobilizăm și să ne reorganizăm astfel încât la un anumit moment să putem prelua cap-coadă această gestiune a crizei. Pentru, și cu asta finalizez, pentru persoanele venite din Ucraina, am auzit că ați spus că nu știm care e perspectiva dumneavoastră aici. Nu există nicio posibilitate, nicio șansă și niciun risc să fiți îndepărtate de pe teritoriul Republicii Moldova atâta vreme cât decideți să rămâneți la noi. În momentul în care vreți să împărțiți cu noi viața pe care o avem și noi pe termen lung, permisele de muncă și orice vă permite un statut colegial și prietenesc aici. Din numele Ministerului Afacerilor Interne am spus, spun și mai spun. Avem un instrument care ne permite acum să vă garantăm o ședere legală și foarte curând vom introduce un instrument legal suplimentar și confirm ceea ce a spus mai devreme colega mea. Toate serviciile existente în Republica Moldova vă sunt puse la dispoziție în aceleași condiții ca și cetățenilor proprii noastre țări. Altfel nu e posibil. De ce trebuie să cunoașteți acest lucru? Pentru că trebuie să ne credeți și pe noi. Cum vouă vă-i dor de casa voastră, așa și noi ducem dorul pe vară de Ribasovskaya, de Teatrul de Operă din Odessa, de prietenii noștri din Ucraina, de Truscoveț, de Morșin, de faleza noastră frumoasă din Odessa. Deci noi suntem mai mult decât vecini. Vă mulțumesc, doamna. Altfel nu poate fi. Deci nu, da. Puneți, să faceți o concluzie. Deci nu puneți asta la îndoială. Și concluzia. Vom pune capăt acestui război împreună.
Iar noi, ca și Ministerul Afacerilor Interne și ca și femei, care mă vedeți pe mine secretar de stat și polițista de frontieră, care a vorbit mai devreme de mine, colega noastră, suntem aici pentru că suntem în serviciu pentru dumneavoastră. Rău nu vom face. Vom depune toate eforturile să facem și mai bine. Mulțumesc pentru invitație și concluzia. Acesta este formatul perfect pe care se fac politici publice. Beneficiarii, organizațiile internaționale, cei care ne văd și ne dau note și apreciere și cei care iau decizii. Când comunitatea aceasta se sprijină pe solidaritatea de femei, lucrurile se întâmplă mult mai repede și într-o dimensiune mult mai mare și într-o direcție mult, mult mai corectă. Vă mulțumesc, dragile mele! Mulțumesc, doamna Costache, și vreau să acum să o invit pe Ana Afanasova, care este venită din Ucraina, să ne spună istoria sa. Povestește-ne, Ana, cu cine ai venit aici, pe cine ai lăsat acolo dintre oamenii tăi dragi și cum ai simțit întâmpinarea ta aici, cum ai fost primită în Moldova? Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuroasă să fiu aici. Eu sunt Ana, sunt din Nicolaev. Cum am ajuns în Moldova? Eu eram în Nicolaev de două săptămâni când a început războiul. Nu vroiam să plec. Locuiam cu mama, cu tata și toți, și câine, toți care mă cunosc aici deja știu. Și nu voiam să plec, deoarece, bine, acțiunile militare s-au intensificat și regiunea în care trăiam noi era aproape de obiectele militare și era terific. Și verișoara mea, care locuiește în Moscova, atunci locuia la Moscova, ea m-a convins să plecăm. Și-a spus, alege unde vrei să pleci și eu am să te ajut. Dar e nevoie de plecat. Și eu am decis, eu n-am vrut să plec departe pentru că nu planificam să-mi schimb viața. Asta nu era parte din planurile mele. Și am decis să vin în Moldova. În prima dată, luna noiembrie anul trecut, am fost aici prima dată, cu treabă, și mă gândeam, stai aproape și dacă războiul se termină repede, totul s-a rezolvat. Noi speram, contam foarte mult pe negocieri, că se va rezolva totul prin negocieri. Și am plecat. Am închiriat un apartament întâi. Și am avut o mișcare relativ ușoară, în sens că noi am închiriat un apartament, noi știam unde venim, eu lucram de la distanță, adică eu știu că eu voi continua să fac bani, pentru că am continuat să lucrez pentru compania pentru care lucram, doar că nu din birou, dar de la distanță. Dar nu știam pe cât timp plec. Și am zis, prima dată am închiriat apartament până în mijlocul lunii aprilie și cumva contam că până la mijloc de aprilie tot se va rezolva și vom reveni acasă și totul va fi bine. Și am luat un volum minim de haine, lucruri. Eram într-o stare de șoc. Am plecat și atât, am schimbat locul. Când am început să înțelegem că nu e clar pe cât timp rămânem aici. De 5 luni aici, cum faceți față acestei perioade, cum vă integrați, cum vă descurcați din punct de vedere financiar? Vă pot spune că m-a ajutat foarte mult psihologic și emoțional că am mers să lucrez la coworking, că am ieșit din casă. Asta s-a întâmplat aproape peste o lună și jumătate. O lună și jumătate am stat acasă, între patru pereți, cu computerul. Lucram conform programului meu. Apoi am înțeles că, scuze, dar am să nebunesc dacă voi continua tot așa. Și am început să caut un spațiu de coworking, l-am găsit pe cei de la iHub, mi-au oferit un spațiu, un program acolo, care în calitate de refugiată. Și asta a influențat foarte mult asupra situației mele, vieții mele în Moldova, pentru că la coworking îmi este mult mai ușor să lucrez, permanent comunic, mi-am făcut prietene și prieteni acolo. Și aș recomanda tuturor femeilor care lucrează de la distanță, la computer, care nu sunt legate fizic de un loc, cred că este cel mai ușor lucru, ușor mod de integrare, este să găsiți un loc de genul ăsta unde puteți lucra și puteți să vă faceți cunoștință cu alți oameni, puteți comunica, pur și simplu să ieșiți din casă, pentru că asta e foarte important. Deoarece singurătate,
pe care o trăiești atunci când ajungi aici și că ești aici nu pe zi, nu pe două, nu pe o săptămână și ești rupt de familie, prieteni, oameni dragi, de viața ta, de fapt, asta te ajută. Și ori să vă angajați, cum ați găsit acest post de lucru? Acest spațiu, da. L-am găsit ușor, pentru că lucrez pe internet, să găsesc ceva nu e o problemă. Nici o problemă să găsesc ceva pe internet. L-am găsit ușor. Și am citit niște reacții, am ales câteva, și am ales ceva ce e comod teritorial, unde pot să merg pe jos, ca să nu mă deplasez pe tot orașul. Și noi locuim în centru, în chirie, și iHub este în centru și îmi place foarte mult că într-un astfel de model, cum trebuie să folosesc transportul deloc? Reușesc peste tot să ajung pe jos. Pentru această discuție și în acest context vreau să o întreb pe Tatiana Udrea, care este coordonatoare de program de abilitare economică a femeilor la UN Women, să ne spuneți ce ați reușit să faceți dumneavoastră în cadrul acestui program împreună cu organizația pentru refugiate, pentru abilitarea lor economică și profesională, pentru ca ele să se pună pe picioare și în condiții egale, poate chiar cu femeile noastre de aici, să poată să lucreze și să-și întrețină familiile. Mulțumesc, am și eu deosebită plăcere să fiu astăzi la acest eveniment emoționant, nu doar informativ, dar și destul de încărcat cu emoție foarte puternică, aș zice eu. Pentru area noastră, abilitarea economică a femeilor, cumva lucrurile au evoluat de la sine și am să vă zic de ce, fiindcă la acel moment avem programe care în derulare, care erau în special gândite pentru dezvoltarea abilității economice, dar și sporirea rezilienței în contextul pandemiei și atunci cumva alinierea refugiatelor a fost într-o măsură oricare, integrarea a fost deja construită ca și concept, urma doar să le informăm și să le integrăm. Ceea ce a urmat a fost un pic neașteptat, deoarece noi această informație vis-a-vis de programele care sunt și oportunitățile care sunt, am oferit-o în centre, comunități și așa mai departe, dar cumva răspunsul inițial a fost unul destul de mic din partea refugiatelor și atunci am mers noi în centre să înțelegem ce se întâmplă. Și era cumva primele luni, martie, aprilie, și ceea ce am văzut era într-adevăr, era tristețe, era spaimă și toți într-un glas ziceau, noi vrem acasă. Deci care programe? Noi vrem acasă, noi într-o lună o să fim acasă. Și atunci am să fiu onestă, în luna mai, de-abia în luna mai, noi am reușit în programele noastre să începem această integrare, când probabil deja cumva a venit această conștientizare că acest conflict nu este de o lună, nu este de două, este de lungă durată. Și aici, ceea ce zicea și Ana, aveam un program și este de fapt destul de interesant, un program ce ține de abilitarea economică în domeniul STEM, științe, tehnologie, inginerie și matematică, dar mai mult axat pe abilități IT. Este foarte simplu, nu necesită femeia să cunoască, deci este necesară de cunoștințe foarte simple, ceea ce ține de calculator și engleză, pentru a accede la acest program și a urma careva instruiri, care sunt de 3-5 luni, ori, în final, se oferă de asemenea și suport pentru angajarea în câmpul muncii. Deci, partenerii noștri le oferă mai multe oportunități, atât la nivel național, cât și pe diferite platforme internaționale și avem și cazuri foarte interesante și de succes. Mai mult ca atât ce zicea și Ana, în iHub-urile care, iHub-ul Chișinău, dar de asemenea am creat și iHub-uri, deci este unul la Comrat de recent creat și urmează în curând să fie unul la Bălți deschis, unde la fel oferim suport ca doamnele să beneficieze de acest spațiu și aceasta presupune acces la toată infrastructura gratis. Pentru doamnele care au afacere și care pot ca și Ana să deruleze la distanță, pentru doamnele care vor să muncească, sunt angajate în câmpul muncii și pot să ofere servicii la distanță, freelanceri, deci
mai cu seamă, mai erau și alte servicii gen instruire, orice. Și nu în ultimul rând, dar acea comunicare care zicea anterior Ana, e important atunci când te găsești într-o comunitate și poți cumva durerea care o ai să o exteriorizezi și astfel să mergi cumva înainte. Am completat această asistență și cu instruiri comunitare. Instruiri comunitare care se fac atât în Chișinău cât și pe tot teritoriul Republicii Moldova și aici am adus companiile din Republica Moldova, am adus refugiatele, unde au fost expuse toate posibilitățile de angajare care sunt. Și aici, iată, chiar săptămâna trecută am avut un eveniment comunitar cu refugiatele foarte interesant la care vin de toate categoriile. Nu doar, doamne, tineri, deși noi zicem IT sau nu știu ce, vin și doamne în vârstă care au pur și simplu nevoie de socializare, da, de a vedea lumea bună și a socializa. Deci ăsta este unul din programe care este foarte complex și cu care cu siguranță vom continua. Mai de recent am lansat un program a patrulea preaccelerator, care este destinat în special pentru doamnele antreprenoare și aici iarăși încurajăm foarte mult antreprenoarele să se înroleze în această activitate, fiindcă este un program cumva foarte rapid, 2-3 luni, unde începând, chiar dacă doamna are, este la etapa doar de idee sau abia a inițiat afacerea sau a inițiat afacerea și are nevoie de suport. Avem un spectru foarte larg de suport, training, mentorat, tete-a-tete, se lucrează foarte mult personal și în final oferim și suport de vouchere și pentru procurare de echipamente și servicii. Eu aș putea complementa cu multe, astea le zic că sunt cele mai importante la noi pentru moment. Sigur că noi pentru viitor deja avem multe planuri pentru realizare. Aceste programe urmează a fi extinse, așa cum zicea și colega mea Victoria, în conformitate cu necesitățile și datele care le vom colecta la acea perioadă. Dar și complementarea cu programele care noi le vom avea nu doar pentru refugiate, dar și pentru femeile din Republica Moldova, fiindcă ne-am dat seama că acest amalgam este unul binevenit. Și nu în ultimul rând, ceea ce vreau să zic, am zis cuvântul amalgam, abilitarea economică a femeilor nu înseamnă doar sporirea capacităților antreprenoriale și de angajare în câmpul muncii pentru femei. Înseamnă un amalgam de instruire ceea ce ține de dezvoltare personală, încredere în sine și lucrul acesta încercăm să-l facem acum și pe viitor. Mulțumesc tare mult, Tatiana, și mulțumesc tuturor acestor doamne care sunt acum în fața dumneavoastră. Le mulțumesc și doamnelor care au fost aici în primul panel, vă mulțumesc pentru implicare, pentru bunătate și pentru puterea de a face față acestei situații complicate, pentru că am aflat istoriile și ale unor femei locuitoare obișnuite din satele noastre, femei care sunt refugiate, dar care nu au lăsat mâinile în jos, ci dimpotrivă reușesc să se asigure pe ele și să ofere suportul lor și altora. Femei cu putere de decizie, reprezentante ale autorităților, femei din organizații internaționale, cum este UN Women, femei din societatea civilă, toate împreună sunt o forță și o putere care ajută această societate să depășească criza în care ne-am pomenit cu toții. Suntem în criză economică, suntem în criză energetică, suntem în criză alimentară, dar atâta timp cât nu avem o criză de omenie, vom putea să mergem mai departe și să ne bucurăm unii de alții. Evenimentul nostru i-a sfârșit aici. Mulțumesc eu în numele pentru care a organizat acest eveniment și vreau să rog toate participantele să meargă acum să facem o poză împreună. O zi bună tuturor!